El a știut ce va însemna pentru noi oamenii veșnicia, fără ca El a ni se face descoperit. Dacă Domnul n-ar fi venit pe pământ și ne-ar fi lăsat pradă păcatului, El, Domnul, n-ar fi avut pace niciodată în veșnicie. Că suntem făptura mâinilor Lui. El este acel care ne-a zidit. El este acel care ne-a adus în ființă. El a fost acel care a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Cum ar fi putut Domnul să aibă liniște când copilul Lui, omul, făcut de El, pus în El, în om, Duh, din Duhul Lui, viață din viața Lui. Și astfel cum spune Scriptura, și omul a devenit un suflet vin. Cum ar fi putut El să aibă liniște în veșnicie când diavolul, prin felul Lui viclean și mincinos, a putut pe om să-L înșele și să-L despartă astfel de Dumnezeu? Cum ar fi putut Domnul să sufere, să-L vadă făptura mâinilor Lui în întuneric, alături de Satana, pentru totdeauna? Îi punem întrebarea, ar fi putut Domnul oare să nu răspundă, să nu vină în ajutor omului? Nu știu cât putem noi pricepe din pilda fiului pierdut din Evanghelie, după ce fiul a risipit tot și s-a întors. Cuvântul ne vorbește că tatăl nu i-a amintit absolut nimic fiului. De toată durerea care i-a pricinuit-o, rușinea și supărarea pe care a trăit-o, nimic nu i-a reproșat, absolut nimic. Ci fericit părintele, i-a ieșit în întâmpinare, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și a plâns de bucurie. Ne întrebăm, cum toate astea se pot face? Nu există iubire mai curată, iubire mai adevărată ca iubirea părintelui față de copil, să știți. Cunoaște multe iubire în lumea asta, prieteni, rude, dar ca iubirea părintească nu există alta. Ăsta e marele adevăr. Vine Tânărul Bogat și numește pe Domnul Iisus bun și bunul de învățător. Și Mântuitorul sunt pe Domnul și se uitați. Pentru ce mă numești bun? Și unul singur este bun. Dumnezeu. Acest cuvânt pe care Domnul îl spune despre Tatăl arată limpede că nimeni în întreg universul nu e atât de bun cum este Dumnezeu Tatăl. Și El, Iisus Domnul, ne spune atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, lumea, așa cum este ea, cu păcatele ei, cu nebunile ei, cu răutatea ei, toate astea se datoresc păcatului. Păcatul a fost acel care pe om l-a tot cufundat în întuneric, în mocivră. Și Dumnezeu a știut acest. Autorul, la tot ce se petrece pe pământ, răul acesta blestemat, este om și Satan. Biblia vorbește despre venirea Domnului Iisus, că nu în ajutorul îngerilor. Acolo când vorbește nu în ajutorul îngerilor, are în vedere pe îngerii căzuți. Și nu în ajutorul îngerilor, ci în ajutorul omului, în ajutorul seminției lui Avram, adică celor ce au credință. Dacă privim la ce spun Scripturile, cu privire la ce este omul, putem să ne dăm seama ce preț are omul în ochii lui Dumnezeu.
fiul pierdut din Evanghelie, în zdrențe, ars de soare, de mizerie, într-o stare ce nu se poate vorbi. Și tatăl abia a așteptat clipa să-l vadă și fericit, așa cum a fost, l-a îmbrățișat, cu mirosul lui de porci, în zdrențele în care a venit, murdar, cu acel aer urât. Pe tatăl nimic nu l-a împiedicat pentru a nu-și îmbrățișa copilul. O, cât de adevărată este ce se spune Scripturile despre dragoste, e mai tare decât moartea și mai neînduplicată ca locuința morților. Ce har! Să te știi mântuit prin har! Să te știi mântuit de cel care cu așa o iubire pe el însuși s-a adus ca jertfă pentru om. De aceea Biblia vorbește că pentru cel ce crede, toate lucrurile sunt cu putință. De ce? Pentru că la temelia credinței, Dumnezeu a pus jertfa lui. Pe el însuși s-a adus ca jertfă. Cum spune cuvântul. Că Dumnezeu era Hristos Iisus, adică Dumnezeu pentru pat. Vâns în pace lumea cu sine. Cât de amarnic s-a înșelat diavolul, gândind că prin ce el va face cu omul, va strica întreg planul de mântuire al lui Dumnezeu. Va strica toate gândurile și nimic Dumnezeu nu va mai putea face. Cât de cumplit s-a înșelat acest înger, care altădată, așa cum spune Scriptura, era unul din cei mai mari căpetenii ale îngerilor. Biblia îl numea Herovim, ocrotitor. Dar n-a știut să-și păstreze demnitatea, cinstea, slava pe care Dumnezeu i-a dat-o. Ce mândru, îngânfat, a gândit că nu numai Dumnezeu poate să facă ceea ce face, și el ar putea să facă. Și gândul acesta l-a prăbușit. Prăbușirea a fost pentru totdeauna. Nu în ajutorul îngerilor, nu în ajutorul lui Lucifer, nu în ajutorul celor mândri. Biblia vorbește că celor smeriți Dumnezeu îi dă har și stă împotrivă celor mândri. Scris. Ce har! Să poți să ai o inimă smerită, să ai un duh liniștit, smerit și plecat. Dumnezeu te binecuvântează cu har. Har înseamnă mântuire. Har înseamnă îndurare. Har înseamnă putere, viață, fericire. Căci prin har suntem mântuiți, spune cuvântul. Prin credință și spune mai departe, zice, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu? Dar cum a putut oare Dumnezeu să ne dea așa un har? Până unde a putut să meargă Dumnezeu în dragostea lui pentru om? Ce frumoase sunt acele cuvinte pe care Domnul îi răspunde la fântâna lui Iacob, samaritenci. Dacă ai ști tu cine este cel ce zice vrem să dea. Aici este necazul pe multe suflete care caută mântuirea, dar care nu știu pe acest Iisus cine. Cine acel Iisus, o spune Mântuitorul iudeilor, într-un cuvânt, și dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Ce trebuia să creadă? Că Dumnezeu a venit în trup. În ce scop a venit? Ca să mântuie. O spune el. Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc. N-am venit să o sândesc. Ce frumos! Ci să mă îndur. Să mântui. Să salvez. Scopul venirii lui Iisus în lume a fost acesta. Să ne dea viață.
și nu o viață, așa cum am avut în cuvântul lui Sora, o viață din belșug. Cât fapt, cât îndurare, câtă milă. Doamne, ce binecuvântare e pentru cei care au parte de această chemare. Pavel o numește cerească. O chemare cerească, e vorba de acele făgăduinți, cum Pavel spune în alt loc, nespus de mari și scumpe. Dar care sunt aceste făgăduinți atât de mari și scumpe? Revin din nou la versetul din Ioan, unde Domnul îi spune samaritenii, dacă îi cunoaște tu darul lui Dumnezeu, despre ce dar i-a vorbit femeie? De vreun cadou ceva? De vreo minune? Nu. Iisus era darul pe care Tatăl l-a făcut omenirii. Nimeni mai pomenit. A avut dreptate Domnul când i-a vorbit tânărului că nimeni nu-i mai bun ca Tatăl? Care Tatăl e acel în lume? Un singur fiu, dacă are, să-l dăruiască altuia pentru a-l salva. Cine e acel care poate să facă acest lucru? Nimeni. Singur, numai Dumnezeu a putut să facă acest lucru. Singur, numai El. Am auzit pe fratele spre lauda slavei Harului Său. Cântările care le vom cânta în veșnicie, toate vor avea acel fir roș care este și simbolizează sângele lui Dumnezeu, în care este viața, cum stă scris, că viața stă în sânge. Și fiecare cuvânt al nostru de mâine, fiecare cântare și fiecare laudă va fi totdeauna marcat cu acest fir, cu acel gând, atât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Crucea de la Golgota rămâne pentru totdeauna pentru noi semnul, rămâne locul unde știm că Dumnezeu pe El însuși s-a adus ca jertfă pentru păcatele noastre. Și pun-mi întrebarea, cine poate să ne despartă de un astfel de Dumnezeu, de un astfel de Tată? Cine? Când Apostolul Pavel vorbește în Romani 8, despre acest har, el spune, nu există nimeni și nimic să ne poată vreodată despărți de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus Domnul. Ce har! Asta e ceea ce pentru fiecare din noi, ca piatră vie, cum ne numește cuvântul, suntem zidiți să fim casa, familia lui Dumnezeu. Ceea ce ne unește, ceea ce ne leagă, în chip desăvârșit, unul de altul și împreună de Hristos, e sângele Domnului Iisus Hristos. E Duhul slavei, e Duhul care înseamnă viața, așa cum Iisus a spus. Cuvintele mele sunt Duh și viață. Și în orice suflet prin care cuvântul lui Dumnezeu a pătruns, viața aceasta își face efectul. Ce frumos! De ce spune oare Scriptura că cel născut din nou nu păcătuiește? Să fie adevărat oare? Da. Omul de înăuntru, acel care e venit dintr-o altă sămânță, nu o sămânță de jos, adică nu din părinții noștri trupești. Din părinții noștri trupești avem trupul acesta. Dar omul nou, făptura nouă, sămânța din care el a luat ființă, e cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, vă rog să mă înțelegeți. Poate că mă vedeți că sunt așa cum cu această emoție, dar vă rog să credeți că bucuria care îmi stăpânește inima e atât de mare cât nu pot să vă spun. La gândul cât de mult ne-a iubit Dumnezeu.
să-L vezi pe Dumnezeu, că pe El însuși s-a dus ca jertfă pentru tine. Vă rog, ce fel de inimă poate fi aceea care să treacă cu vedere această iubire? Să nu simtă cât de cât focul care ars inima lui Dumnezeu. Pentru că Biblia e ceea care spune că suntem iubiți cu o iubire veșnică. Numele nostru în cartea vieții nu este scris când noi ne-am întors la El acum. Nu atunci când pământul a luat ființă. Biblia vorbește că mai înainte de întemeierea lumii, numele noastre sunt scrise în cartea vieții. Și din clipa aceea, și până la clipa aceea, când El, Tatăl, a gândit la o nouă creație, la o nouă zidire, El a știut pentru cine va fi acea nouă zidire. Pentru cine? E foarte interesant de știut. Să auzim versetul. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Cine acel El? E Domnul Iisus. Este dragostea lui Dumnezeu Tatăl. Când ne vedem în fața Mântuitorului, noi vedem dragostea lui Dumnezeu întrupată. El a spus-o. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ne întrebăm, cu cine ne-a logodit Dumnezeu pentru veșnicie? Cu Hristos. Cine e acest Hristos? E dragostea lui Dumnezeu întrupată. Cum va fi cu noi în veșnicie? Să ne închipuim numai. Câte bucurii, câte haruri, câte binecuvântări sunt pregătite de Tatăl, cum spune Scriptura, în cine? În Hristos Iisus Domnul. Doamne, câtă minune, câtă bucurie, câtă fericire. Pentru un cuvânt spune, când sufletul te ascultă pe Domnul, când sufletul își dăruiește inima lui Dumnezeu, și El va face ca pacea, bucuria, să fie ca valurile mării. Vă dați seama, cei care au fost la mare, știu cum sunt valurile mării care lovește malul. Cum arată un suflet mântuit în lumea asta, așa cum se vede ea, cu toate relele care există, dar pentru cel mântuit, bucuria și harul lui Dumnezeu se revarsă peste sufletul și viața lui ca valurile mării. Să fii năpădit, este scris în Proverbe, că pe capul celui neprigănit, deci binecuvântările lui Dumnezeu vin ca năpădite, sunt așa, vin cu grămada. David a spus, Doamne, dar cine sunt eu? Și ce este casa Tatălui meu de mai făcut să fiu ceea ce se vedea acum? Lua de la oi, de înapoi a oilor, și a ajuns împărat, căpetenia poporului evreu. Și nu numai atât, au trecut de atunci atâtea mii de ani. Și totuși, David a rămas și va rămâne pentru totdeauna omul minunii, prin care Dumnezeu a fost atât de frumos proslăvit, prin credința Lui, prin dăruirea ființei Lui, pentru slava Lui Dumnezeu. Cum adică? În ce fel a început? Tânăr fiind, de la oi vedea, nu dintr-o școală de război în care să fi fost pregătit pentru luptă, ci din apoi a oilor. Și când a ajuns pe câmpul de luptă, și îl vede pe Goliat, care este icoana lui Satan. Cine e acesta care îl bate joc de oștirea Domnului? Cine e acesta care batjocorește pe Dumnezeul lui Israel? Își spune tânărul în inima lui. Cine? Ne întrebăm, cine vorbea în inima acestui om? Glasul lui Dumnezeu. Era acea ungere pe care el o primise de fapt. Când Saul a fost lepădat și Domnul trimite pe Samuel să-l ungă pe acest tânăr ca împărat în locul lui Saul, cuvântul spune că Duhul Sfânt a venit peste el. Dar a fost mai departe trimis la voi. N-a fost trimis să ia tronul. Mai departe tot la voi.
Dacă a venit momentul, și aici înțelegem acel cuvânt care zice că noi am fost sfințiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Nu știa David. Tatăl său l-a trimis și du-te și vezi ce fac frații tăi pe front, pe câmpul de luptă. Și te adun vești. Și s-a dus. N-a fost trimis să lupte. Ba din potrivă, când a ajuns la frații lui și când l-a văzut cel mai mare din frații lui, că el e cel care a fi gata să meargă să se lupte cu Goliat și îl mustră și îl ocărește. Deci, îți cunosc eu răutatea și mândria ta. A lăsat acele câteva oi și a venit aici pe câmpul de bataie să vezi ce se întâmplă aici. O cară. Dar el se retrage liniștit și își continuă mai departe gândul. A cui era gândul acesta? Asta este frumos să știm. Și în noi, Dumnezeu Tatăl a pus gândul lui Hristos. Care a fost gândul lui Hristos? Să facă voia Tatălui. O, Doamne, ce har! E pentru acel om pe care Dumnezeu l-a binecuvântat cu acest gând al lui Hristos. Un singur gând a lui Iisus în viața lui ca om. Să facă voia Tatălui. Și David merge mai departe, întreabă cum și în ce fel, în sfârșit, bun, s-a ajuns la înțelegerea să meargă, sau îi dă voie, să lupte cu Goliat. El a dat câteva mărturii. Pe când era cioban la oi, când vinea lupul și leul, când alerga după el, îi lua pradă din gură și îl ucidea. Saul și mai mare de lângă el, văzând că Dumnezeu este cu David, a avut totuși curajul, zice, bine, să lăsăm să meargă. Și a mers. Ce izbândă, ce biruință, un lucru care a rămas pentru totdeauna în veșnicie, fapta acestui tânăr. Ce l-a făcut și l-a determinat să facă acest lucru? Hai să auzim un alt cuvânt. Zice, râd la casii tare. Când îți lipsești această râdă pentru Dumnezeu, dovedești limpede dragă că nu-L iubești cu adevărat. Numai dragostea este aceea care nu ține seama ce mi se va întâmpla. O, Doamne, ce har ca inimile noastre să fie pline de această iubire pentru Dumnezeu! Doamne, nu-ți caut împărăția, pe Tine te vreau! Nu-ți cer rai, nu-ți cer răsplată, nu vreau nimica. Singura mea dorință, Doamne, este să Te am pe Tine în inima mea. Deci dacă Te am pe Tine, am totul de plin și sunt fericit. Așa i-a spus Domnul Samaritenice. Nu i-a vorbit nici de rai, nu i-a vorbit nici de alte răsplăți. Dacă îi cunoaște Tu, cine este cel ce îți zice? Era Dumnezeu. Era darul făcut de Tatăl, omul. Și Tu singur ai fi cerut și îți ar fi dat apă vie și în viață cum îți ar fi sede. Apa vie era vorba despre darul Duhului Sfânt. Când Mântuitorul a vorbit despre iubirea și bunătatea lui Dumnezeu față de noi oamenii, El spune un lucru. Și sigur că se mărginește la ceea ce noi ca oameni știm. Deci, care dintre voi, dacă, care e acel părinte care copilul să-i ceară un ou și să-i dea un șarpe și așa mai departe, o pâine să-i dea o piatră? Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bunii copiilor voștri. Deci, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc, nu mai spune acolo nici de rai, nu mai spune nici de alte lucruri. Vă va da Duhul Sfânt. Vă va da Duhul Sfânt. Dar ce înseamnă Duhul Sfânt pentru un om? O, Doamne, ce har! Iată Dumnezeu! Ele trebuie să fie roadele Duhului Sfânt. Ele ajung la Tatăl și ele vor fi răsplătite. Apoi, mai e un lucru foarte important. Toți așteptăm învierea. Biblia spune, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte din întâia înviere, căci asupra lor a doua moarte n-are nicio putere. Dar Biblia spune, ca cineva să aibă parte din întâia înviere, cuvântul spune
că vom învia din pricina Duhului Dumnezeu care este în noi. Ne întrebăm, dar când s-a petrecut? Când primește omul Duhul? Fapt pentru care el va avea parte de înviere. Clipa întoarcerii la Dumnezeu. Pocăința. Și momentul în care omul a ajuns la cunoștința, la credința, că atât de mult l-a iubit Dumnezeu. Ne ținând în seamă păcatele, fără de legere, prostiile care noi ca oameni am făcut în această lume. Am auzit, a fost zdrobit pentru păcatele noastre, a luat paharul, era al nostru acel pahar al morții. Și Dumnezeu Tatăl, pentru că ne-a iubit, tot ceea ce noi ca oameni ne vedem mereu, toate le-a pus pe capul Domnului Iisus Hristos. Țapul ispășitor din Vechiul Testament este simbolul a ceea ce Iisus a luat asupra Lui, păcatele lumii. Nu noi am fost izgoniți în pustiu, precum țapul care îi se punea toată pe cap, era izgonit în pustiu, ci Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cum? Ce pustiu a fost acela? Momentul pe cruce, când a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? De ce a fost El părăsit? Ca noi niciodată să nu mai fim părăsiți de Dumnezeu. Că am fost destul de mult timp părăsiți datorită păcatului pe care îl aveam asupra noastră. O, cât de mult a dorit Dumnezeu să ajungă, să ne vadă odată aduși la El. Să ne vadă la pieptul Lui, să ne vadă veniți cu toată inima, cu acea dorință fervinte, să-L cunoaștem, să-L iubim și să ne găsim toată plăcerea și toată desfătarea în El, în Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Ce har e să poți să ai bucuria acestei întoarceri la Dumnezeu. Și pentru că este așa, am să citesc câteva versete numai din cântarea de laudă pe care Moise, după ce a fost izbăviți de sub puterea lui Faraon, în Exod 15 spune, atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis, voi cânta Domnului că și-a arătat slava, a năpustit în mare pe calul și pe călăreț. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul Tatălui meu, pe El îl voi preamări. Aceste cuvinte rostite de poporul lui Dumnezeu pe malul Mării Roșii, atunci când pe Faraon și oastea lui Dumnezeu i-a băgat în fundul mării. Ce reprezintă Faraon și oastea lui? Puterea întunericului, puterea răului. O, Doamne, ce har să te știi că ești mântuit. Ce har e să te știi că faci parte din acel popor, cum spune Isaia. Israel este partea mea de moștenire, zice Domnul. Israel, cei ce l-au pe Hristos, sunt ai Domnului. E minunat să poți să ai această încredințare fericită. Suntem copii al lui Dumnezeu. Și din moment ce am devenit copii, cuvântul ne asigură. Vom fi și moștenitori împreună cu Hristos. Nimeni nu poate să spună că El nu are greșeli, mai tot nu poate să spună. Dar când se vorbește de har, orice har, Iosua, îmbrăcat în haine murdare, spune Scriptura, și imediat zice, și totuși, stătea în picioare. Ce să înțelegem prin acest cuvânt? Acel lucru pe care spune, și cel neprihănit prin credință va trăi. Că dacă ne-ar lipsi această încredințare, că sângele lui Iisus Hristos ne spală, cum spune Ioan, copilașilor, ați auzit, să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Sfatul, îndemnul, întotdeauna, e să nu păcătuim. Dar dacă se întâmplă, ieși și colo, să facem câte o greșeală, câte un păcat, nu trebuie. Richard spune că cel mai greu și cel mai grozav păcat este desnădejdea, necredința.
Biblia cei care spune că cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică, dar cel rău cade și ala nu se mai ridică. De ce nu se mai ridică? Mândria îl face să nu se mai ridică, adică se socotește că, în sfârșit, trebuie să știm încă un lucru. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dăruiască o minte sănătoasă. Căci oamenii fără minte, singuri ei își croiesc drum spre pierzare. Ei singuri își croiesc drum. Nu-i nevoie nimeni să-i croiască. El singur își croiește cărarea. De aceea, numai o minte sănătoasă, numai un suflet care dorește cu adevărat să-L cunoască pe Dumnezeu și simte bucuria și plăcerea de a fi cu Dumnezeu, această plăcere o știm că o avem atunci când citim în Sfânta Scriptură Cuvântul lui Dumnezeu, care îi frumusețe cum nu se poate gândi. Eu în Sfânta Scriptură îi văd chipul, îi văd felul de care îmi place atât de mult și tocmai asta m-a făcut și mă face să-mi alipesc inima de El. Și El e acel care spune, alipește-ți inima de Domnul. Ce frumos îndemn! Facă Dumnezeu, iubiții mei, frați și sorori, să avem parte cu toții de această Evanghelie care înseamnă vestea bună, această învățătură pe care o dă Dumnezeu prin Sfintele Scripturi, așa cum spune, s-a pus în față viața și binele, moartea și răul, și alege. Și noi astăzi alegem. Și slavă lui Dumnezeu, El care este în mijlocul nostru, El e acel care ne îndeamnă și care ne dă, cum spune Pavel, și voința și înfăptuirea. Și am ales. Ce am ales? Pe El, pe Domnul Iisus, viața. Facă Domnul în îndurarea Lui să avem parte de El. El e acel care ne-a ales, El e acel care ne-a chemat, El e acel care ne-a dat această lumină și pricepere să putem să-L cunoaștem și să ne bucurăm de El. A Lui să fie slava. Aici în veșnicie. Amin.